Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. După ce naști, rămâi cu câteva kilograme în plus, de care dorești să scapi cât mai repede. Așa că și eu am început să mănânc mai sănătos. Mai sănătos în ce sens? Că veți vedea că nu este mare diferență la cumpărături, doar că poate sunt mai multe legume. Pentru că încercăm în fiecare zi să mâncăm cât mai multe legume și să lăsăm alimentele care sunt mai bogate în calorii puțin mai la o parte. Așa că dacă vreți să vedeți ce cumpărături am făcut, urmăriți acest filmuleț în continuare. Începem din partea aceasta, ca de obicei. Am cumpărat lapte și dacă de obicei cumpăram lapte cu 3,8% grăsime, de data aceasta am preferat să cumpărăm cu 1,5% pentru că mai folosim lapte la cafea și atunci să aibă mai puține calorii. Am luat 4 cutiuțe. Și aici este o băutură bogată în proteine pe care am descoperit-o când îmi făceam bagajul pentru maternitate și îmi doream să iau ceva de băut să am la spital care să îmi țină puțin și de foame și am găsit această băutură. Are 30 de grame de proteine pe sticlă și nu are chiar așa de multe calorii, are 50 de calorii pe 100 de mililitri. Dacă ne uităm, laptele simplu are, ăsta cu 1,5, are 47 de calorii pe 100 de mililitri. Deci are calorii rezonabile, aș putea spune eu. Și este și foarte bună la gust și, da, așa, pentru gustare am luat 2 din acestea cu vanilie și am luat și 2 cu gust de cafea. Mi-au plăcut foarte mult, să văd nici m-am uitat dacă și astea au la fel caloriile. Astea au chiar mai puține, au 48 de calorii. Bun. Așa, după care am cumpărat batoane fitness, am luat din fiecare, cu fiecare gust. Bine, acum nu vreau să foșnesc prea mult, dar astea sunt simple. Avem așa cu căpșuni, de astea am tot luat și îmi plac foarte mult. Dacă să nu mă plictisesc, am luat și altele. Astea sunt cu ciocolată și toate au 75-85 de calorii, cam așa, astea sunt tot căpșuni. Ia să vedem de care mai avem. Am luat și cu ciocolată și alune de pădure. Și parcă mai trebuie să fie un fel. Și am luat și ciocolată albă. Așa, și data trecută am mai luat și ciocolată cu banane, vi le arăt pentru că îmi plac foarte mult și acestea și sunt și din acestea, așa, și am mai luat tot așa foarte, foarte bune cu miere și migdale și acestea sunt foarte, foarte gustoase și le servim așa ca gustare la cafea sau poate la o băutură din asta. Mai departe, iarăși un lucru pe care l-am descoperit după ce am născut, când aveam așa poftă să mănânc ceva dulce, dar nu voiam să mănânc ciocolată sau alte chestii. Acest compot de cireșe negre sunt dulci, dar mi se pare așa o alternativă pentru ceva dulce, pentru pofta de dulce. Și Melisei îi place foarte mult și problema la noi în Kaufland este că nu aduc foarte multe borcane de astea, adică se termină destul de repede. Așa, aici avem pate martinel, cremă tartinabilă. N-am mai găsit varianta albastră, am luat așa, am luat doar una să vedem dacă o să le placă copiilor. Nu știu, parcă am mai avut, dar nu mai țin minte dacă le-a plăcut, nu le-a plăcut. Asta și-a luat-o Daniel. Deci era așa de încântat, mami, am găsit ceva bun, o cărniță care îmi place. Zic, ce cărniță, mama? Și mi-a arătat asta, zic că așa primește și la grădiniță. Nu știu dacă primește și la grădiniță parizer, dar el așa zice că primește la grădiniță și vrea să luăm că este poftă. Bun, după care am luat așa ceafă de porc, sunt două pachetele cu câte două bucăți. Asta era la reducere, nu știu dacă o să o pregătim acum sau dacă o băgăm în congelator. A fost 11 lei
Dar mie îmi place așa carnea asta marinată la cuptor, lângă niște legume sau lângă salată. Este o variantă destul de slab calorică, să spunem. După care am luat piept de pui și am găsit aici pui hrănit cu porumb. N-am mai încercat niciodată acest piept de pui, nu l-am mai cumpărat. Să vedem, sper să fie ok. Să facem ceva de mâncare și pentru copilaș. Aici niște legume pentru supă. Nu mai am loc în congelator să-mi pun așa cum îmi puneam eu cu morcov, țelină amestecate, așa să am mai multe pun și la congelator. Nu am loc și ca să nu mi se usuce în frigider și așa, prefer să iau câte o porție pentru câte o supă sau câte o ciorbă, pentru că nu știu, dar mi se pare că nu țin, nu prea mai țin în frigider așa cum ar trebui. După care avem aici 2 castraveți, o caserolă de pulpe de pui, niște copănele, sunt 8 bucăți, nu știu cât are, un puțin peste 1 kg. Astea tot așa să le facem la cuptor, ori lângă salat, ori lângă legume, pentru copilaș poate și o lingură de piure de cartofi. Așa, aici avem dovlecei din aceștia și ăștia am văzut că ăștia sunt zucchini, nu știu, aveam impresia că toți sunt zucchini, dar pe etichetă ăștia erau dovlecei și ăștia zucchini. Am luat și așa și așa. Am luat kiwi, doar 3 bucăți, pentru că dacă iau mai mulți kiwi, de obicei se strică. Niște struguri roze, după care ardei capia, care la noi se mănâncă foarte bine la micul dejun și în salată. Câțiva cartofiori, așa, pentru pus un cartof 2 într-o ciorbiță, poate de băgat la cuptor, 2-3, deci nu am luat foarte mulți cartofi. După care avem o cutiuță de afine de cultură, 125 grame. Nu prea aveam de unde să aleg, chiar mă uitam și nu aveam cine știe ce de ales. Almete cu verdeață, în continuare preferata copiilor, și pe asta îi mai punem Melisei la pachet la școală, pentru că nu prea știu ce să-i mai pun la pachet. Ea nu mănâncă mezeluri, nu mănâncă salam și chestii din astea, mănâncă cremă de brânză așa pe pâine și pateu. În rest, ea la micul dejun acasă mănâncă ouă fierte, mănâncă orez cu lapte, chestii de genul acesta, și pe alea nu am cum să-i le pun la pachet. După care avem o frișcă de la La Ladorna, așa. Astea iarăși, Daniel, mami, hai să luăm budincă, dar nu cred că mănâncă așa ceva, în fine, n-am putut să scap de gura lui și a luat și 4 plicuri la preț de 3, să vedem ce facem cu atâta budincă din asta. După care, după cum am spus, suntem la dietă și mâncăm foarte mult brocoli. Brocoli lângă carne de pui, lângă pește, lângă carne de porc, lângă orice fel de carne, cât mai mult brocoli. Și îmi place foarte, foarte mult și nu are multe calorii și este gustos. Bun, aici avem câteva roșioare pentru salată, dedesubt câteva căpșuni, banane multe, că se mănâncă în continuare foarte multe banane, prăjiturile preferate ale copiilor, astea, desert, gustare, așa, din când în când, ardei. Am în congelator niște cărniță de vită și am și niște oase afumate și nu știu, mă gândesc să fac o ciorbiță, dar nu știu cu ce să fac, dar pentru orice eventualitate să avem ardei, să vedem copiii cam ce ciorbă ar mânca mai bine și să facem. Bun, atât în partea asta. În partea asta avem așa o caserolă de ciuperci, tot așa facem ori ciuperci cu brocoli, ori le amestecăm așa, amestecăm cât mai multe legume și sunt foarte, foarte gustoase. Aici, 2 covrigi cu sare. O perioadă destul de lungă nu mai găseam să cumpărăm acești covrigi cu sare. Văd că i-au readus. Melisei îi plac mult de tot.
Și aici sunt triunghiurile acestea cu umplutură de pizza înăuntru. Asta îi plac lui Daniel. Bun, și niște chestii și niște lucrușoare mai nealimentare. Avem aici saci de gunoi, 60 de litri. Am luat așa să vedem cum sunt, pentru că sunt destul de ieftin, vreo 2 lei și ceva. Și nu știm cum sunt. Și pentru orice eventualitate am mai luat și așa, care sunt puțin mai scumpi. Ăștia sunt vreo 4 lei și ceva. Așa, să vedem dacă se merită diferența de preț sau nu. Bun, șampon. Am vrut să iau altceva față de ce aveam, să mai încerc și altceva, și am luat acesta de la Elsev, Total Repair, părul meu este stricat, dar acum, după ce am născut, îmi mai cade așa un pic, parcă e mai subțire, nu știu ce să zic, și atunci mi-am luat acest șampon cu balsam. De fapt, ăsta este șamponul și acesta este balsamul, dar oricum, sunt... mie mi-ar fi plăcut să fie și balsamul puțin mai mare, că în părul meu intră destul de mult balsam, ăsta are 200 și ăsta are 400. Bun, după aia pentru prăjituri mi-am mai luat niște esențe de vanilie, m-am uitat și la păstăi de vanilie care s-au scumpit foarte, foarte mult, s-au dublat la preț, așa că nu am luat. Avem aici și coajă de portocale, coajă de lămâie și pe astea le mai pun în creme. Le folosesc la diverse prăjituri. Am luat și esență de vanilie din aceasta de la Cosmin, să o încercăm să vedem dacă este bună. Iaurt grecesc 10% grăsime, balsam pentru rufe. De ceva timp îl folosesc pe acesta și pot să spun că îmi place. Are așa un miros foarte, foarte delicat și da, îmi place, îl folosesc. Bun, aici avem gogoși, niște gogoși cu ciocolată și alegerea lui Daniel. Asta cred că este cu mango sau ceva, sper să îi placă, pentru că a insistat să-i cumpărăm asta. I-a plăcut probabil cum arată. Aici mai avem un pomelo, tot dragostea lui Daniel. Bine că mâncăm cu toții, dar el este fanul numărul 1. Și aici mai avem avocado. Cam atât în acest filmuleț, acestea sunt cumpărăturile de astăzi. Am cheltuit puțin peste 500 de lei pentru ceea ce v-am arătat în acest filmuleț, însă, deși carnea o să ne ajungă toată săptămâna, pentru legume și fructe, de obicei, mai trebuie să mergem cel puțin o dată la cumpărături. Unul, pentru că nici nu am spațiu să depozitez atâtea legume, și atâtea fructe și, în al doilea rând, nici nu vreau să le țin să se veștejească, așa că prefer să le luăm mai des. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu pentru mai multe filmulețe, vă pup și vă aștept cu mare, mare drag în filmulețul următor. Pa!